Două persoane și-au pierdut viața în Cehia, țara afectată grav de mai multe furtuni puternice. Potrivit presei internaționale, victimele, o femeie și un bărbat care participa la o vânătoare de comori, au fost surprinși de viitură în apropierea râului Viltava și s-au înnecat. Totodată, alte două persoane care participau la același șoc au fost găsite în timp util și salvate. Pe de altă parte, doi adolescenți au ajuns la spital după ce au fost loviți de trăsnet în timp ce mergeau printr-o pădure. Furtuna a provocat numeroase accidente, iar ploile însoțite în unele locuri de grindină au provocat pagube materiale însemnate. Amintim că săptămâna trecută precipitațiile abundente au afectat Franța, Bulgaria și India, unde peste 20 de oameni au murit.